Cine ești, ce ești și ce-ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara, bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre leadership. Știți, dacă vă mai amintiți, cei care urmăresc constant emisiunea, își mai aduc cu siguranță aminte că la un moment dat am avut o emisiune care am vorbit despre manager versus leader. Azi vorbim despre leadership. S-a scris multă literatură pe marginea acestui subiect. Sunt o mulțime de emisiuni și interviuri și așa mai departe pe marginea acestui subiect. Dar eu m-am gândit astăzi să invit pe cineva care îl cunoaște personal pe unul dintre oamenii, cei mai importanți oameni, dacă vreți, pe partea de dezvoltare personală din lume. Și un om care a și scris, de fapt, o carte despre leadership și cu niște legi acolo. E vorba de John Maxwell, nu este domn John Maxwell aici în platoul televiziunii Arad, dar este Mihai Cioban. Și pe el cred că îl cunoașteți, dacă vă aduceți aminte, am avut o emisiune cu el în care vorbeam despre testul succesului. Astăzi despre leadership cu Mihai. Bine ai venit, Mihai! Da, îți mulțumesc tare mult, Codruța, pentru invitație. Bună seara ție și telespectatorilor. Și mă bucur tare mult să fiu din nou alături de tine în care să discutăm astăzi despre o altă despre un alt subiect, despre o altă direcție și sigur, exact cum ai spus tu, s-a scris foarte multă literatură legată de concepția de leadership, de management și mă bucur că putem cumva să clarificăm poate puțin ce înseamnă leadership-ul ăsta. Hai să dăm o definiție. Cum definești tu leadership-ul? Ama, când ne referim la leadership, în primul rând ne referim la o artă. La o artă. Eu numesc leadership-ul ca fiind o artă. Este pentru mine arta de a conduce. Însă, sigur, dacă e să dăm o definiție cumva așa bună și clară, leadership înseamnă nici mai mult și nici mai puțin decât simplu influență. Acum, ce stă la baza influenței este relația. Și, sigur, ce stă la baza relației este încrederea dintre două persoane. Și atunci, leadership-ul generic înseamnă un singur cuvânt, adică mai exact influență. Bun, ce ar trebui să știe lumea despre leadership? Ce ar trebui să știe lumea despre leadership este când s-a auzit prima dată despre leadership și cu ce ocazie? Este foarte ușor să ajungi lider, însă este foarte greu să fii un lider. Și apropo de chestia asta, Codruța, acum câteva cred că de vreo lună de zile, auzeam o vorbă legată de faptul că în România nu există lideri. Ziceau unii. Ei bine, eu cred că se înșală. În România este plină de lideri care au ajuns lideri. Problema este alta. Nu știu cum să fie lideri. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, automat trebuie să ne raportăm strict la ideea că când vorbești despre leadership, vorbești despre a servi. Despre a servi. Întotdeauna am zis că leadership-ul este asemenea meseriei de ospătar. Ospătarii, de fapt, ce fac? Servesc, nu? E bine, cam asta trebuie să facă și liderii. Să servească. Și să inspire? Automat să inspire. Și ceea ce vreau să mai spun este că, mă rog, în partea asta noastră de început este că este o foarte mare diferență între leadership și management. Este. Și mă explic. Managementul înseamnă a te uita la o echipă. Leadershipul înseamnă a te uita la fiecare om din echipă. Și deseori mi se întâmplă în companii să văd efectiv oameni care nu mai conduc. Oameni care nu mai conduc. De ce? Pentru că ei cred că este de ajuns să apară în fața unei echipe, să le dai un target și să se întâmple. Ori nu așa funcționează. Și funcționează diferit. Până nu ai început să înțelegi că fiecare om în parte are un ritm, are niște abilități, are niște calități, n-ai cum să formezi echipa și să te uiți la o echipă și întotdeauna te vei uita la o adunătură de oameni, nu neapărat la o echipă. Pe scurt. Bun, foarte, foarte interesant. Citeam undeva pe un blog, așa? Nu mai știu exact care este, că
literatura despre leadership, cărțile despre leadership, susțin că puține sunt lucrurile care măresc credibilitatea unui lider mai mult decât valoarea cu care investesc pe oamenii din jurul lor. De fapt, asta înseamnă să fii lider. Să inspiri și să investești, nu știu, să investești în oameni, încredere. Și asta înseamnă să fii lider. Și asta înseamnă să fii lider. Vezi, a fi un lider înseamnă în primul rând înseamnă să fii în stare să încurajezi. Înseamnă să fii în stare să adaugi valoare. Înseamnă să fii în stare să inspiri. Înseamnă să fii în stare să delegi. Cred că asta e un lucru destul de complicat. Deci o să vorbim despre a delega. Și înseamnă să fii în stare să contești ceea ce fac oamenii tăi. Dacă fac bine, dacă fac rău, la propriu. Leadership-ul este o meserie foarte grea. Este o artă, cum am spus. Ăsta e motivul pentru care, din păcate, chiar dacă avem foarte mulți oameni în poziții de lideri, avem totuși prea puțini oameni care sunt cu adevărat lideri. Pentru că este mai mult decât se vede și este mai mult decât se crede în leadership. Și de ce sunt foarte, foarte puțini lideri? Pentru că acei puțini care sunt foarte mulți, din păcate, nu ies în față la propriu. Ca să dau un exemplu. Deci leadership-ul este despre oameni până la urmă. Este despre oameni, cu oameni și pentru oameni. Întotdeauna așa va fi. Poate să fie un conducător, poate să fie și manager și lider în același timp? Un conducător ar trebui să fie în primul rând lider. Un conducător în primul rând ar trebui să fie lider. Și asta cu managementul și cu leadership-ul, știi, dacă ar fi, de exemplu, să mă uit la ce înseamnă, de unde provine managementul sau managerul, m-aș uita efectiv la englezescul to manage. Or to manage înseamnă a gestiona. Și dacă to manage înseamnă a gestiona, înseamnă că managerii ce fac? Gestionează, nu? Da. Păi, înseamnă că avem o problemă. Pentru că oamenii nu se gestionează. Se gestionează doar lucrurile și situațiile. Oamenii se conduc. Și atunci oamenii au nevoie de leadership și nu de management. La propriu. Da, tot acolo citeam pe același blog că mari lideri nu îi folosesc pe oameni pentru a câștiga doar ei înșiși. Ei cunosc oamenii și conduc super. Pentru ca împreună toți să câștige. Și asta este un lucru foarte important de știut și de ținut minte. Da, și tu vorbești aici puțin despre o idee foarte importantă cu tuta și tu zici așa, cum ai spus tu, mari lideri nu-i conduc pe oameni către ceva ce ei își doresc. Mă rog, e ca și lider. Da, da. Și conduc pe oameni către ceea ce oamenii își doresc. Și aici cred că ar fi foarte important să dăm o definiție. Atunci ar trebui să vă spunem că liderul este cel care transmite foarte corect și foarte bine echipei, care sunt obiectivele comune. Este cel care, în primul rând, influențează. Și aici cred că ar fi foarte frumos să dăm o definiție scurtă a ce înseamnă să influențezi și a ce înseamnă să manipulezi. Oh. Pentru că am întâlnit foarte mulți oameni care cred, și acum întâlnesc oameni care cred, din păcate, că a influența înseamnă a manipula. Și asta este o greșeală. Hai să vedem. Pentru că a manipula înseamnă că eu să te conving pe tine, Coduța, de ceva ce eu am nevoie, ori a influența înseamnă să te conduc pe tine sau să te conving pe tine de ceva ce tu ai nevoie și să te conduc către ceva ce tu ai nevoie, dar atenție, ți se pare că este imposibil. Încă o dată. A manipula înseamnă să te conving de ceva ce eu am nevoie. A influența înseamnă să te conduc pe tine către ceva ce tu ai nevoie, dar ți se pare imposibil. De asta rolul meu ca și lider este atunci să te influențez, să te conduc, să te mentorez, să te inspir, să te încurajez ca tu să ajungi exact acolo unde tu ți-ai propus. De obicei, coachii sunt lideri? Da. Sau pot fi numiți lideri, chiar dacă nu au echipă? Sigur. Pentru că eu cred, Codruța, că nu poți să conduci oameni dacă, în primul rând, nu poți să te conduci pe tine. De asta, de multe ori, apare câteodată noțiunea de self-leadership sau leadership personal. Aha. Nu pot să conduc oameni sau nu pot să conduc o echipă dacă nu sunt în stare să mă conduc pe mine. Bun. Cum facem un leadership personal? Cum îl dezvoltăm?
În leadership există o lege care se numește legea procesului. Așa, și ce spune și legea? Este una dintre acele legi scrise chiar de John Maxwell, de care am mintit, chiar mentorul meu, și el spune în legea procesului că liderii de fapt se dezvoltă zilnic și nu într-o zi, ci zilnic. Zilnic. Uh-huh. Cum zilnic. Se dezvoltă? Zilnic. Păi, în primul rând, vreau să vorbim aici puțin despre nivelul de conștientizare a fiecărui om. Așa. Și în ultima perioadă, și te rog să-mi permis să-ți dau un răspuns puțin diferit, poate okay. puțin mai lung. Okay. Pentru că în ultima perioadă văd o grămadă de antreprenori și o grămadă de lideri care cumva vor să-și îmbunătățească rezultatele, vor să-și crească business-urile, de exemplu, uh-huh. și greșesc enorm într-un punct. Ei cred că, de fapt, instrumentele antreprenoriale sunt cele care cresc business-ul. Întotdeauna se gândesc la instrumente. Uh-huh. Și asta este o greșeală. Pentru că la nivel internațional, una dintre greșelile cele mai mari pe care oamenii sau pe care companiile le fac este că din 100%, da, vreau să-ți imaginez un cerc pe care să-l împarți. 87% atenția companiilor merg pe produs și doar 13% pe oameni. Și asta este greșeala. E bine, când cauți instrumente prin care tu să-ți faci produsul superb și nu te uiți de fapt la omul care conduce produsul către vânzare, deja există o problemă. Și atunci, soluția este ca tu să te uiți în primul rând la oameni și după care la produs. Adică 87% pe oameni și doar 13% pe produs. Și atunci, când ai început să vii alături de oameni și când ai început să, tu în calitate de lider, să investești în primul rând în tine cu cursul de dezvoltare personală, cu ridicarea nivelului tău de leadership și după care, după asta, începi să investești și în oamenii pe care tu îi conduci, automat compania va crește. Și aici o să mă raportez puțin la legea pragului limitativ, tot o lege de-a lui scrisă de John Maxwell, unde în legea pragului limitativ John Maxwell spune așa: eficiența ta în companie sau în viață este un rezultat al nivelului tău de leadership. Și el explică legea pragului limitativ în felul ăsta. Și o să vreau să iau exact exemplul lui pentru că este cel mai bun. Și îl spune așa: dacă aici este compania, dacă aici este compania și aici ești tu, și tu îți dorești ca și compania ta să crească, ca echipa ta să fie extraordinar de bună, trebuie să știi un lucru. Niciodată compania sau echipa de aici nu o să crească peste nivelul tău de leadership. Niciodată. Asta înseamnă că dacă ești un lider de, nu știu, nivel 4, compania ta va fi sub nivelul tău. Și atunci, mereu, compania de aici se va lovi de ce? De nivelul tău de leadership. Și atunci, ca să crești eficiența, ca și compania să crească, ca și eficiența să crească, trebuie în primul rând tu, ca și lider, să crești. Și când tu devii un lider de nota 7, 8, 9, poate chiar 10, și compania va crește sub tine. De ce? Pentru că compania este condusă de un lider, de un om. Când el crește, crește și compania. Altfel, nu. Și cel mai bun instrument de creștere a unei companii, instrument, este omul. Deci cea mai bună investiție într-un business sunt oamenii. Este în oameni. Oamenii fac diferența întotdeauna. Mai era o întrebare frecvent întâlnită în discuții și în ce am citit eu despre leadership. Un lider se naște? Așa se naște un lider sau se formează în timp? Cu toții ne naștem. Ne naștem lideri sau nu? Asta cu toții ne naștem. Eu m-am născut, tu te-ai născut. Nu, eu mă referam la altceva. Da, și tu la ce te-ai referit și îmi place întrebarea asta, pentru că, uite, asta, de exemplu, este una dintre cele mai frecvente întrebări mm-hmm. care se adresează chiar și lui John Maxwell. Întotdeauna chestia asta. Nu există lideri care se nasc. Noi suntem lideri. Fiecare dintre noi suntem lideri. Dacă reușesc ca eu să influențez o singură persoană, deja sunt liderul acelei persoane. Ceea ce întreabă, de fapt, întrebarea asta, este dacă trebuie cumva să te naști cu abilități de leadership. E bine, sigur că există oameni care se nasc cu anumite abilități de leadership. Însă, atenție, talentul nu este suficient. Asta înseamnă că
Leadershipul este acea artă care se poate învăța. Care se poate învăța. Adică poți să-ți construiești abilități de leadership care să te ajute într-adevăr să conduci oamenii. Așa că liderii suntem noi toți, da? Ne naștem. Noi ne naștem. Doar că dacă nu mă nasc cu talentul de a conduce, fiind o artă, ea se poate învăța. La propriu. La propriu se poate învăța. Deci nu există liderea în născuți. Uite, ca să-ți dau un exemplu, eu am avut într-adevăr în viața mea oameni care m-au condus la un moment dat. Și țin minte momentul când lucram în companiile multinaționale și acum mi-aduc aminte de Mircea, care îi mulțumesc din suflet că cumva a reușit să-mi dea direcția potrivită. Pardon, mie în vânzări, în leadership și așa mai departe. Și cu adevărat pot să spun despre acel om că este un om care parcă din naștere are anumite abilități de a conduce. Ok. Însă atenție, nu este suficient. Care sunt abilitățile de a conduce? Nu este suficient. Păi, în primul rând există un lucru și spunem așa, nu poți să conduci mai mulți oameni decât poți influența. Și ca să poți influența, cu adevărat ceea ce vrei să faci este, în primul rând, să înveți să adaugi valoare oamenilor. Și să fii atent la ei. Și asta este o abilitate. Și să fii atent la ei și la nevoile lor. Cum câștigăm influența? Doar prin a adăuga valoare oamenilor. Uh-huh. Și noi, din păcate, nu suntem învățați încă nu suntem învățați codruța să adăugăm valoare. Și adăuga valoare înseamnă a fi lângă om și a-l ajuta să crească. Uh-huh. În general, oamenii de business se gândesc că pierd vremea dacă stau și se uită la fiecare om care l-au în echipă. Și sunt mai preocupați de agenda lor, de banii care intră în firmă, cum să crească, cu ce investiții să facă. Și uite de cel mai important, cum spuneai corect, tu, corect. Cel mai important factor care poate duce la creșterea unei afaceri. Și știi care-i rezultatul unui asemenea comportament? Uite, faptul că sunt o mulțime de companii, de firme, care angajează oameni și ei nu stau, nu rămân acolo, pentru că nu se simt în largul lor. Nu se simt apreciat. Și nu se simt parte din business-ul ăla. Corect, nu se simt apreciat și vreau să spun aici, una dintre cele mai mari nevoie ale oamenilor, ale noastre, ale oamenilor, este nevoia de recunoaștere. Exact. Și iar în momentul în care tu în companie ți-ai adus niște oameni de care uiți, pentru că vorba ta, probabil biroul este mai important, cea mai mare pierdere de vreme este atunci când nu te uiți la oamenii tăi. Asta e cea mai mare pierdere de vreme. Când nu te uiți la oamenii tăi. Pentru că dacă asta este o pierdere de vreme, atunci uite că ai un business sau o companie. Și mereu am zis, nu știu dacă oamenii de obicei se întreabă ce au cele mai mari companii din lume. Nu știu, pot să dau nume de companii. Nu, n-ar fi indicat. N-ar fi indicat, ok. Bun. Acum, voi știți care sunt cele mai mari companii din lume. Ok. Și întotdeauna oamenii ar trebui să întrebe, totuși, ce au cele mai mari companii din lume? Sau cele mai mari companii din lume, de ce sunt cele mai mari companii din lume? Păi, vă spun eu, nu pentru că produsul, nici pentru că neapărat marketingul, încă o dată, să nu fiu înțeles greșit, sigur că și produsul și sigur că și marketingul, dar rădăcina și baza solidă a companiilor sunt oamenii. Sunt oamenii. O știm pe Bill Gates, nu? Uh-huh. Este un om. Este un om. Mr. Wrigley Jr. Este un om. Ce mestecăm noi, da? Da, da. Ok? Este un om. Deci la baza fiecărui business stă, de fapt, omul. Adică acel lider care și-a ridicat nivelul de fiecare dată. De ce, uite, unii nu pot fi atenți la exemple de genul ăsta? Pentru și se rezumă doar să se plângă de toată lumea și în special de oameni, că din cauza lor se întâmplă să nu le meargă business-ul, din cauza lor ei pierd, din cauza lor produsele nu sunt nu știu cum și așa mai departe. Există un cuvânt care e posibil să nu-ți placă, Codruța, încă o dată, nici mie nu-mi place, dar din păcate trebuie să-l folosesc. Tu vorbești de oameni mediocri. Păi atunci suntem înconjurați de oameni mediocri, scuză-mă. Suntem înconjurați de oameni mediocri. Așa și este. Atenție, mediocru nu înseamnă a fi sărac sau prost. Nu, am înțeles. Înseamnă altceva. Dar foarte bine că ai punctat chestia asta ca să nu înțeleagă lumea mediocru nu altceva. Înseamnă prost sau sărac, nu. Uh-huh. Am cunoscut oameni bogați mediocri, am cunoscut oameni săraci mediocri. Uh-huh. La propriu. Dar tu te referi la oamenii care nu au deschidere deloc. Și aș sugera că oamenii care nu au deschidere în piața de acum, în economia noastră, din acest moment, vor eșua. Vreșoa. Pentru că tu m-ai întrebat de proces.
ca să reușești de acum înainte, va trebui să stai într-un proces. De ce? Pentru că ce ne-a ajutat, ce ne-a ajutat până în acest moment nu o să ne mai ajute de acum înainte. N-are cum. Știi, Einstein avea vorba aia. Nu poți să ai rezultate diferite făcând aceleași lucruri. Asta înseamnă că dacă vrei să ai rezultate diferite, trebuie să faci diferit. Și ca să faci diferit, trebuie să gândești diferit. De ce? Pentru că întotdeauna mentalitatea influențează comportamentul. Așa că dacă eu în calitate de lider am deschidere, dacă eu în calitate de antreprenor am deschidere de a învăța de la oameni, de la mentori, cu siguranță asta mă va duce mai departe. Altfel, voi eșua. Și cred că o altă calitate a unui lider adevărat este și, pe lângă faptul că e foarte atent la oamenii din jurul lui, are deschiderea să învețe de la ei. Pentru că e clar că ai nevoie de oameni care sunt mai buni decât tine dacă vrei să-ți reușească treaba. Tu ești bun undeva, pe o anumită, nu știu, latură. Dar dincolo, dacă ai nevoie de un om bun la marketing, îți trebuie unul, nu știu, sclipitor în marketing, chiar dacă tu nu te pricepi. Dar și asta înseamnă deschidere. Și asta înseamnă un pic de inteligență, dacă vrei, de lider, na, că nu există orgoliu acolo. Super, senzațional, așa și este, Găduța, pentru că să nu uităm o chestie, o echipă este formată din oameni cu aceleași valori, dar abilități diferite. Și cei mai mulți oameni, din păcate, cei mai mulți lideri, din păcate, își aduc în echipă oameni mai slabi pe care cică se poate controla. Însă, atenție, asta nu dă rezultat. Ce dă rezultat este exact ceea ce tu ne-ai spus foarte, foarte frumos deja. Să aduci oameni în echipă cel puțin la nivelul tău, cel puțin. Dacă ești foarte tare, o să aduci oameni mai buni decât tine. Ăsta e motivul pentru care cele mai mari companii, ăsta este și unul dintre motivele pentru care cele mai tari companii sunt cele mai tari companii, este faptul că liderii sunt și vulnerabili și înțeleg că vor să ceară sfaturi de la angajații lor cei mai buni, la propriu. La propriu, sunt situații când liderul trebuie să ia sfaturi de la angajații lui sau de la oamenii pe care îi conduce. Și asta este unul dintre cele mai frumoase sau cele mai puternice aspecte care există în leadership. Să fii în stare să te dai jos de acolo de pe piedestal și să cobori la echipa ta și să zici, bă, ajutați-mă cum să înaintez. A fi lider nu înseamnă că tu ești cel mai bun din echipă. Corect, înseamnă scurt corect. Că tu conduci echipa. Mm-hmm. Adică tu ai anumite abilități de conducere pe care alții nu le au. Ei bine, folosește-le. Deleagă sarcini. Problema e că unii dintre oameni sau unii lideri nu deleagă sarcini pentru că nu au cui să delege sarcini. De ce? Pentru că angajează în compania lor oameni pe care se poată controla. Și aici e problema. E nevoia de control, cred că da. E în general foarte mare da. Și ține tot de un fel de ego, dacă vrei, și de orgolii personale. Sigur că da. Cum facem să educăm pe oamenii ăștia care n-au deschidere, care se vor lideri, dar nu reușesc să fie sau să ajungă niște lideri? Îți spun ce face John Maxwell în situația asta. Corect, de-abia aștept. Și aș vrea ca să-l dau exemplu pe John, pentru că John deja, el deja de la nivelul de companie a crescut deja la nivelul de a conduce oameni dintr-o țară. Și ceea ce face este că ia pe cei mai importanți lideri din țara respectivă și educându-i pe ei, el știe clar că de acolo se va, cum folosim noi cuvântul în România, se va cascada în toată organizația și în toată compania la propriu. Și atunci, automat, ca să poți într-adevăr să-i educi pe ăștia mai micuți, trebuie în primul rând să-i educi pe aia care sunt mai mari. Adică pe top CEO, pe directorii naționali, pe directorii executivi, pe directorii generali și așa mai departe. De ce? Pentru că de la ei pornește leadership-ul. De la ei în jos. Ăsta e motivul pentru care, Codruța, întotdeauna primii care vor pleca dintr-o companie sunt liderii. La propriu. Niciodată nu o să plece oamenii care cumva trag. Ci vor pleca întotdeauna liderii. De ce? Pentru că, știi, avem noi vorbă în România. Peștele se întâlnește de la cap. Da? Asta e vorba pe care o avem noi în România. Da. Asta e ideea. Și atunci, ca să poți să-i duci pe aia micuți, în primul rând trebuie să-i duci pe aia mari, ca ei de acolo să-și transfere și să-și ducă leadership-ul până la primul nivel de conducere. Uh-huh. Asta trebuie să... Sau, dacă nu vrem varianta asta, atunci va trebui să insistăm ca cei mici,
ca cei mai mici dintre lideri să înțeleagă că au nevoie de un proces de creștere și de dezvoltare și de îmbunătățire a abilităților lor de a conduce, sigur. Păi dacă nu-și dezvoltă aceste abilități, oamenii din jurul lor nu au încredere. Nu au încredere și nici nu-și fac treaba cum trebuie. Oricât de mari specialiști ar fi pe domeniul lor. Corect. Așa este. Așa este. Oare ne aude cineva? Nu pe bune. Era o întrebare retorică. Eu sper ca să începem să ascultăm lucrurile astea, pentru că, ok, poate că nu facem aici un training, poate că nu facem un seminar, dar cu siguranță spunem câteva lucruri într-un mod mai direct, mai indirect, astfel încât cei care au urechi, eu sunt ferm convins că vor auzi și vor, probabil vor și pune în aplicare încă o dată. Dacă vor rezultate, vor trebui să pună în aplicare. Dacă nu, va rămâne totul la nivel de informație. Și chiar am vorba asta foarte bună pe care o spun de fiecare dată când intru în companie și vorbesc cu lideri și le spun asta. Dacă non-stop vei investi în oameni cu informație, ei în loc de rezultate te vor informa. Aha. La propriu. Ori oamenii au nevoie să fie treziți, au nevoie să conștientizeze, nu informație neapărat. Așa că conștientizarea vine din ceea ce aplici, nu din ceea ce știi. Știi? Noi avem vorba asta noastră. Da, eu știu lucrurile astea. Ok, cum știi că știi un lucru? Păi, când îl aplici. Așa știi. Când îl aplici. Și atunci apare și nivelul de conștientizare automat. Bine, mulți spun că știu o informație sau un lucru pentru că au auzit cândva acea informație, dar nu neapărat că au aplicat-o. Corect. Așa este. Care sunt calitățile liderului? Sunt foarte multe calități ale liderului, dar aș vrea ca să ne uităm doar la câteva care sunt extraordinar de importante. Și primul aspect care este foarte important este automat integritatea. Automat integritatea. Adică este acel moment în care ai integritate atunci când ceea ce spui se vede în ceea ce faci. Asta te va ajuta să fii un exemplu. Un al doilea aspect, iarăși foarte important, exact ceea ce spuneam, să înveți să adaugi valoare oamenilor. Să înveți să adaugi valoare oamenilor. Știi că sunt oameni care nu știu ce înseamnă această expresie? Știu. Hai să le explicăm. Într-un mod foarte, foarte simplu, a adăuga valoare este chiar și atunci când... Pot să vin un pic mai aproape? Da, vino. Este cu totul, chiar și atunci când zic, stai că ai o scamă. Când spun ai o scamă și să aranjezi sacoul, deja ți-am adăugat valoare. La propriu. Și asta este un mod simplu care se poate face, dragilor. Țineți minte momentele alea în care, nu știu, probabil ne pregăteam să mergem la o nuntă sau probabil când ne pregăteam să mergem la un chef sau la o zi de naștere și venea mama să ne aranjeze sau soția sau sora să ne aranjeze. Stai să-ți aranjezi cravata, stai să te scuturi puțin. În momentul ăla, de fapt, ce făcea este că ne adăuga valoare. Bine, ăsta este un mod simplu de a adăuga valoare, dar se numește adăugat de valoare. Acum, cum poți să adaugi valoarea angajaților? Păi, în primul rând, să fii lângă ei, să înțelegi ceea ce ei își doresc și cu adevărat să scoți de la ei, atenție, să scoți tu de la ei soluțiile care ar putea să-i ducă mai departe, adică cumva să-i provoci către rezultat. Poți după aia, efectiv, să începi să-i bagi niște traininguri intensive sau avansate. Dar încă o dată, nu informație, ci traininguri bazate pe conștientizare. I-a adăugat deja valoare. Faptul că nu uiți când este ziua lui de naștere, deja i-a adăugat valoare. Faptul că nu uiți să-l ridici în picioare în fața tuturor și să fii recunoscător pentru rezultate, deja i-a adăugat valoare. Când tu îți apreciezi omul în fața tuturor și îl dai exemplu, pentru el va conta mai mult asta decât toți banii pe care îi dai. Și una dintre greșelile pe care oamenii de obicei o fac este că, bă, eu vreau ca să-mi țin oamenii în business. Și ce ai făcut? Le-am mărit salariul. Nu! Nu toți oamenii reacționează la mi-am mărit salariul. Nu! Există oameni care reacționează la am fost promovat sau sunt apreciat. Eu personal, eu n-am plecat din companie pentru că n-am avut salariul mare. Am plecat din companie pentru că mi-am dorit mai mult. Mi-am dorit să învăț cum să conduc. Mi-am dorit asta. Mi-am dorit să mă duc într-o companie unde oamenii să-mi dea o poziție ca eu să învăț să conduc. De asta am plecat din anumite companii, nu pentru că n-am avut salar. Deci, atenție, de asta spuneam, Codruța, că leadership-ul este despre fiecare om din echipă, nu despre echipă.
Asta presupune un efort și liderii cred că îl fac și eu cunosc lideri care chiar sunt preocupați de oamenilor, de echipa lor. Pentru că dacă vrei, nu știu, să găsești o formulă de a te recompensa pentru serviciile care ți le aduc sau pe care, mă rog, tot pentru munca lui, trebuie să știi cum să-i recompensezi. Și atunci, dacă știi că cineva își dorește un salar mai mare și pentru el asta contează și punct, îi mărești salarul. Dacă știi că un altul își dorește, nu știu, un concediu mai scump și nu și-l permite și faci cadoul acela, păi omul ăla îți rămâne recunoscut forever. Sau dacă altul își, nu știu, își dorește cursuri la care nu are acces financiar, mă refer acum, și tu îi oferi posibilitatea să meargă să se instruiască pentru că își dorește, din nou, dar asta trebuie, asta e o finețe pe care nu toți liderii o au. Nu toți o au și aici, uite, și aici deja venim cu altă calitate a unui lider, este să știe să-și pună oamenii în valoare și să știe efectiv ce își doresc oamenii. Mai trebuie să-i cunoști. Și aici o să vreau chiar să le dau telespectatorilor, să le dau o soluție, să le dau deja un instrument prin care ei să învețe cum să-și cunoască oamenii în companie. Pentru că mi s-a întâmplat asta, să pun întrebarea asta, ok? Ce știi despre, dau un exemplu, despre George? Bă, nu știu nimic. Adică știu doar că îi plac banii. Atât? Păi atât. Ok, ce știi despre Carmen? E angajată nouă. Ok. Cum poți să-ți motivezi oamenii și cum poți să-ți încurajezi oamenii dacă tu nu știi ceea ce ei își doresc? Și unul dintre motivele pentru care oamenii devin demotivați este pentru că și-au pierdut inspirația. Când oamenii își pierd motivația, este pentru că și-au pierdut inspirația. Și atunci, tu în calitate de lider, trebuie să vii și să-l inspiri. Dar cum să-l poți inspira pe omul ăla dacă tu nu știi ce își dorește? Și atunci, ce vrei să faci, caută, nu știu, intră pe internet și caută, sunt carduri de valori, da? Sunt carduri de valori. Ia la fiecare persoană de la tine din echipă, ia 60 de carduri de valori și poartă într-o poveste. Du-i într-o poveste de-a ta. Nu știu, inventează-o. Fă cum vrei tu, dar inventează-o. Uite, una dintre poveștile foarte bune este așa. Dragilor, v-am pus aici într-o echipă, ne-am adunat împreună ca totuși să facem un joc împreună astăzi. Iar jocul este în felul următor. Vreau să vă imaginați că în acest moment mergem în Sahara. Și fiecare dintre voi aveți exact 60 de lucruri care trebuie să le luați cu voi. Adică cele 60 de carduri de valori. După 100 de kilometri oprești și zici așa, ok, hai să ne oprim un pic, pentru că trebuie să lăsăm jos 30 dintre valori. Rămâneți doar cu 30. Și atunci rămâne doar cu 30. Și după ce rămânem cu alea 30, mergem mai departe și rămân doar 10. Până când rămân doar 3. Și în momentul când omul a rămas cu cele 3 carduri, te-a pus și ei cardurile și zici, ok, George, a rămas cu timp, bani, familie. Uh-huh. Asta îl ajută pe George. Acum, asta înseamnă că va trebui să-i dau la George ce? Timp, bani și familie. Înseamnă că dacă trebuie să-i dau timp, bani și familie, înseamnă că cu siguranță pot să fac un lucru. Ce mai exact? Mai dacă pentru el e important timpul, e posibil să nu poți să-l țin peste program. Că pentru el este important timpul, nu? Pentru el este foarte importantă familia. Iarăși, el vrea timp cu familia, deci clar nu prea poți să-l țin peste program. Bă, da, vrea bani. Hai să încerc oare. Vrea să stea peste program dacă eu îi dau și bani. Atunci e posibil să știu cum să lucrez cu omul. Da. Și gata, și-a rezolvat problema. Nu trebuie să faci, să stai ore întregi cu ei, că oamenii zic, bă, da, Mihai, cum adică? Să stau cu fiecare om câte oră? Nu. E pe toți la oaltă, faci jocul ăsta cu cardurile de valori. Ce a rezolvat problema. Uh-huh. Și în felul ăsta ai învățat cum și ce anume au nevoie oamenii la tine din echipă. Uh-huh. Și până la urmă e simplu. E un joc. E un joc. Și oamenii învață din jocuri. Copiii învață din jocuri. Normal, da. Copiii învață din jocuri. Uh-huh. Asta e ideea. Unul dintre jocurile foarte importante, apropo de joc, este chiar și Leadership Game, care a fost făcut și inventat, dacă vrei, tot de John Maxwell. El a venit cu cel mai performant instrument de leadership din lume, pe care îl numește Leadership Game. Și este un joc. Este un joc pe care pe fiecare card există întrebări legate de leadership, de organizație, de dezvoltare personală, de comunicare și așa mai departe. Este senzațional. Uh-huh.
ăla face mai mult decât orice training, orice informație pe care le vrezi. Da? Și jocul ăsta îl practici cu oamenii din echipă? Oameni, da, exact. Jocul ăsta poți să-l practici cu oamenii din echipă sau poți să-l practici împreună, nu știu, cu 3-4 antreprenori care au 3-4 companii diferite. Și am făcut jocul ăsta împreună cu 4-5 companii, 4-5 patroni sau antreprenori care fiecare avea câte o companie. Și atunci, cu un flipchart, am împărțit de efectiv flipchartul în 5 în 5 părți și fiecare și-au dat soluții de la unul la altul. Fă tu chestia asta la tine în business, tu fă chestia asta la tine în business. Și atunci s-a creat acel mediu corespunzător, adică mediul propice de dezvoltare pentru fiecare dintre oameni. Și a fost senzațional. Știi ce mă gândeam? Apropo de jocul ăsta, nu știu în ce constă, dar dacă poți să-l faci în echipă, da, și sunt întrebări, cum spuneai tu, pe diverse teme, da, cred că poți să-ți dai seama dacă oamenii din echipa ta au aceeași valori ca și tine. Automat. Și asta automat e foarte important, pentru că cei care nu au aceleași valori cu tine și ca lider tu, ca lider, niciodată nu o să se acomodeze într-o echipă sau cu tine și cu ceilalți. Corect. Jocul este foarte bun la tot ceea ce își dorește compania. Adică din jocul ăla pot să dau problemele companiei și pot să dau soluții companiei. Asta este senzațional. Este perfect. Este un joc pe care îl poți juca 2 ore, 3 ore, 5 ore. L-am jucat și 7 ore într-o companie. Și după deci, atenție, în 7 ore n-am făcut o pauză deloc. De ce? Oamenii n-au vrut pauză. Este atât de mult le-a plăcut jocul, faptul că au putut să vorbească ei și că n-am vorbit eu, faptul că au putut ei să-și dea soluții de la unul la altul, încât au zis, bă, nu vrem nicio pauză, stăm aici. Până după 7 ore am zis, gata, hai fraților să ne oprim, că deja e un pic prea mult, e un pic deja prea mult să stai nemâncat, să stai fără pauză și așa mai departe. Este atât de puternic, pentru că dă și probleme, dă și soluții. E start. Foarte tare. E start. Revenim la lider. În general, lumea este destul de, cum să spun eu, de reticentă, da, și acceptă foarte greu schimbarea. Cum ar trebui să fie un lider? Deschis la schimbare? Întotdeauna. Uh-huh. Întotdeauna. Ce se întâmplă dacă nu e? Păi are o problemă dacă nu este. Și de ce are o problemă dacă nu este, Căduța? Pentru că totul este într-o continuă schimbare. Și ceea ce a funcționat până în acest moment nu înseamnă neapărat că mai funcționează de acum înainte. Corect. Și dacă nu ești deschis la a primi, nu o să fii deschis la a oferi. Uh-huh. Ori liderul este genul de om care oferă, nu cere. Există o regulă a relaționării, care, de fapt, regula de aur a relaționării este: fă altora ce vrei să ți se facă ție. Fă tu. Adică fă tu în primul rând altora, ca mai apoi să primești. Deci prima dată oferi și mai apoi primești. Și dacă tu ca și lider nu ești deschis și ești închis, stai liniștit. Uh-huh. Și oamenii tăi vor fi la fel. Cum învață un lider să aibă viziune? Cum învață un lider să aibă, da, viziune? Păi, în primul rând, automat există aici mai multe situații și este foarte importantă viziunea și mă bucur tare mult că ai pus întrebarea asta, Căduța, pentru că există mai multe situații. Oamenii de multe ori, în prima situație, oamenii acceptă liderul, dar nu acceptă viziunea lui. Aha, opa. Mai este o altă situație în care oamenii acceptă viziunea, dar nu acceptă liderul. No, ai complicat atunci. Mai este o situație în care oamenii nu acceptă nici liderul, nici viziunea și mai este o situație în care oamenii acceptă și liderul și viziunea. Situația ideală. Și aș sugera că dacă nu este viziune, înseamnă că nu este lider. Nu este leadership. Uh-huh. Leadership-ul este bazat pe o viziune. De ce? Pentru că oamenii trebuie conduși undeva, către ceva. Știi, vorba aia, mai este mult până departe. Pe ce contează cât mai este dacă nu știu unde te duci? Și atunci, cumva, trebuie să știi unde să-i duci pe oameni. Dacă nu știi unde să-i conduci pe oameni, ei te vor urma greșit. Stilul sobru a unui lider se potrivește cu ceea ce înseamnă de fapt liderul adevărat? N-ar trebui să fie un tip energic, entuziast, deschis? Că mai sunt unii care sunt extrem de sobri și nu-ți vine să te apropii de ei. Una dintre calități, o altă calitate, dacă tot vorbim despre calitățile unui lider, este carisma. Aha, aha. O recunoștință, carisma, de fapt, este, atenție, să nu confundăm lucrurile. Există oameni care au carismă și există oameni care n-au carismă. De ce nu au unii carismă? Pentru că carisma este un rezultat al încrederii în tine.
Este un rezultat al încrederii. Când eu am încredere în mine, pot să fiu și carismatic. Dacă n-am încredere în mine, voi fi sobru. Dar am asigur, am cunoscut și oameni care, cum să zic eu, de la mama lor, din naștere, sunt mai sobri. Dar nu înseamnă neapărat că ei nu conduc. Pentru că atâta vreme cât adaugă valoare, atâta vreme cât sunt alături de oameni, chiar dacă fizionomic ei sunt mai sobri, oricum pot să fie niște lideri. Da, sigur că carisma întotdeauna carisma conduce. Pentru că oamenii, de fapt, tu ai observat, noi tindem să urmăm oamenii care sunt mai puternici decât noi, dar și dacă noi ne înțelegem bine cu ei. Observa chestia asta? Da, sigur. Dacă eu mă înțeleg bine cu un om, atunci vreau să-l urmez, dacă nu, n-o să-l urmez. Și atunci carisma cu adevărat este un punct foarte a unui lider și încă o dată este o dovadă a încrederii în el, în viziune, în ceea ce poate să facă pentru oameni. Mm-hmm. Cu adevărat. Bună chestia asta cu leadership-ul. Este foarte bună chestia asta cu leadership-ul și vreau să spun că pentru mine a fost extrem de important ca eu să mă las condus de John și sigur de toată echipa John Maxwell Team, mai ales din România, care cu adevărat cum să zic, mi-au oferit acele instrumente puternice de leadership care să-mi permită să-mi conduc echipele exact așa cum eu mi-am dorit. Pentru că spun sincer, dacă eu eram genul ăla de boss, de șef, care nu conduceam prin exemplu, care întotdeauna eram și mi s-a întâmplat, la începuturile mele în leadership, și pun în ghilimele leadership, pentru că de fapt nu conduceam, eram doar un om care avea o poziție. Și asta era o foarte mare greșeală și nu înțelegeam de ce nu avem rezultate și oamenii nu stăteau lângă mine. E bine, când am început să învăț de la John toate aceste aspecte, am învățat efectiv ce înseamnă leadership-ul și mi-am confirmat clar că leadership-ul este o artă, este un consum de energie, dar atenție, este o adevărată moștenire pentru oameni. Și când spun moștenire, nu mă refer la bani, la mașini și la case, ci mă refer la ceea ce ai făcut pentru oameni. Ceea ce ai făcut pentru oameni. Bonaparte spunea foarte frumos despre lideri, că sunt distribuitori de speranță. Întotdeauna. Oamenii au nevoie de tine ca și lider să inspiri, să-l oferi speranță. Speranța moare ultima. Speranța moare ultima la propriu. John Maxwell spune așa, poți să trăiești 40 de zile fără mâncare, 4 zile fără apă, ok? Și doar 4 secunde fără speranță. Ups! Okay. Foarte fain asta. Okay. Știi ce? Și sigur, mai era aia cu 4 minute fără apă. Dar am trecut direct la 4 secunde fără speranță, pentru că aici nu mai important. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar totuși înainte de a încheia aș vrea să te întreb, care crezi tu că sunt valorile personale a unui adevărat lider? Sau din experiența ta? Din oamenii pe care ai întâlnit, din liderii cu care ai lucrat. Ce ai observat? Eu cred că cele mai importante, două dintre cele mai importante sunt, le-am enumerat deja. Unul este integritatea și etica. Etica și integritatea pentru mine sunt două dintre cele mai importante valori pe care nu doar un lider, ci un om ar trebui să le aibă. Știi că unii oameni au printre valorile personale și familia. Crezi că un om care nu are familia și viața lui particulară ca și valoare personală, crezi că emană încredere? Există oameni, dacă eu, de exemplu, nu știu care este viața liderului meu și el față de mine este cu adevărat un om integru, cu etică și care are valori, dacă nu știu povestea, dacă eu mă simt bine, dacă simt că este mai puternic decât mine, o să-l urmez. Problema intervine, cum zici tu, când aflu deja. De ce? Pentru că în primele 6 luni de zile oamenii se vor uita la ceea ce le spui. Da. După astea 6 luni oamenii se vor uita și la faptul dacă, nu știu, tu trăiești ceea ce spui. Și aici apare problema. Și atunci după 6 luni de zile, automat nu. După aia nu suntem mai lași condus, pentru că știi ce se întâmplă acolo. Adică lași efectiv ca acea convingere să intervină. Am întâlnit întrebarea asta pe care vreau să ți-o adresez acum într-un studiu făcut despre liderii din România. Liderii inspiră lideri? Liderii inspiră lideri. Orice lider are un lider.
ca cum orice mentor are un mentor, cum orice coach are un coach. Și cel mai bun aspect, de fapt, în leadership nu este neapărat să fii liderul, ci să fii cel care urmează, adică followerul. Dacă poți să urmezi un lider puternic, îți promit, vei deveni un lider puternic. Întotdeauna. Chiar va trebui să încheiem că se la vii. Asta e. Mai trește prin Arad și mai vorbim și despre altceva. Vreau să închei cu un citat pe care l-am găsit tot pe internet. Bun e internetul ăsta. E bun. Serios. Sigur că e foarte tare. Te ajută foarte mult, da. La informație. Bine, acum dacă vrei să o și folosești, asta ține exact sigur, de tine. Corect. E un citat din Maica Tereza, care spunea foarte fain și se referă aici la echipă. Bine, eu adaptez citatul ei la echipă. Puteți face ceea ce eu nu pot face. Eu nu pot face ceea ce voi faceți. Împreună facem lucruri extraordinare. Corect. Cred că asta ar fi și definiția echipei. Da. Eu și așa ar trebui să se adreseze un lider echipei lui, nu? Corect. Adică, la propriu, să nu uităm că ne-am născut singuri ca să trăim împreună. La propriu. Okay. Un gând de despărțire pentru cei care ne urmăresc. Un gând de despărțire pentru cei care ne urmăresc. Nu știu dacă vreau să fie neapărat despărțire, cât îmi doresc foarte mult ca să înțelegem un singur aspect. Rezultatele noastre în viață sunt un rezultat al nivelului nostru de dezvoltare personală sau, dacă e să vorbim despre companii, sunt un rezultat al nivelului nostru de leadership. Așa că vă rog tare mult, din suflet vă rog, vă sugerez, vă sfătuiesc, aveți deschiderea să primiți darurile pe care vi le putem oferi. Și sunt sigur că veți fi mult mai câștigați în felul ăsta. Și eu sunt convinsă că în urma acestei emisiuni toți cei care ne-au urmărit sunt mult mai câștigați. și sigur și noi suntem câștigați, Coluța, pentru că avem cu cine să împărtășim anumite valori și anumite experiențe evaluate deja. Și asta contează extrem de mult. Sigur. Și sigur îți mulțumesc și ție foarte mult pentru invitație. Este o deosebită plăcere și încă o dată, fără ca să scutur pe cineva de pravda, îți mulțumesc, Coluța, că faci pentru România, faci o emisiune valoroasă. Mulțumesc. Pentru oameni care își doresc creștere. Păi, acești oameni sunt acum în fața micilor ecrane, acești oameni ne urmăresc în fiecare joi. Îți mulțumesc, Mihai, pentru reîntâlnire. De-abia aștept să mai vii pe la Arad, pentru că sunt o mulțime de teme pe care le-am putea aborda. Sigur că da, sigur. Vă mulțumesc și dumneavoastră și nu uitați să rămâneți, chiar dacă nu aveți o echipă, un lider. Pentru că, revin la Bonaparte, liderii sunt distribuitori de speranță. Distribuiți speranță și încredere în jurul vostru și la fel veți primi și dumneavoastră. Toate bune, seară faină, ne vedem joi! Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.